fratele Coman să, să ne mai dea un îndemn. Am găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul har divin, am găsit în Iisus mântuirea, ce-am căutat-o de atâta timp. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mea pace sfântă, binecuvântarea de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia. Aleluia, glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire, tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Când furtuna vine peste mare și când vânturile grele bat, spune-mi, Doamne, cum să pot eu oare marea vieții s-o străbat. Când păcatul amenință lumea, știu sfârșitul va veni curând. Nu mă tem, căci Tu ești lângă mine, Tu ești scutul meu oricând. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. La credință vin acum de grabă, nu mai sta nepăsător mereu. Azi eu știu că Iisus mă iubește și El e în sufletul meu. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis, pace sfântă, binecuvântarea de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. A mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia.
Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Pentru noi s-a ivit mântuirea, pentru noi cel de sus a murit, pentru noi s-a ivit ispăvirea, pentru noi cel de sus a jertfit. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus le-a lăsat. Cu Iisus vom zbura către ceruri, cu Iisus spre o lume de vis. Cu Iisus vom străpa de tot cerul, cu Iisus dorul nostru plinit. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus le-a lăsat. Te așteptăm ca să vii tu, Iisuse. Așteptăm slava ta pe pământ. Așteptăm împlinirile spuse. Așteptăm să ne iei sus în cer. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea
ce Iisus le-a lăsat. Dacă nu-L vom binecuvânta noi în cer, spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt acolo mulți bătrâni și își aruncă cununile înaintea tronului și spune, ce spune? Sfânt e Tatăl, Sfânt este Fiul și Sfânt este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu că Dumnezeu e de trei ori Sfânt, El este Sfânt. Și s-a terminat, iubiți frați și surori. Nu-i de 100 de ori, nu-i de 1000 de ori. Dar acolo se aduce slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. De aceea eu spun mereu, și nu mi-e greu, că trebuie să-L binecuvântăm pe Tata, pe Domnul și pe Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Cel care a creat cerurile și pământul ăsta care mergem noi pe El. Credeți lucrul acesta, că astea-s create de Dumnezeu? Sau credeți cum spune știința că s-a ciocnit, s-a bubuit ceva, nu știu câte milioane de ani în urmă și s-a făcut ceva rotund și așa a luat ființă viața. El a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele de apă, slăvit să fie Domnul, aleluia. Când te duci lângă un izvor de apă să știi că ăla e făcut de Dumnezeu, îți dai seama, oamenii au putut să scoată și ei apă. Dar trebuie o pompă, trebuie ceva să o împingă spre suprafață, dar Dumnezeu se folosește de pompe? No, El are toată puterea și face ce vrea unde, și în cer, și pe pământ, și sub pământ, face ce vrea Dumnezeu. Da, pentru că Hristos a biruit la Golgota și a mers în locuința morților, a biruit moartea, boldul morții, a luat cheile, slăvit să fie Domnul! Și a zis, s-a isprăvit, s-a terminat. Și acum El are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ. Slăvit să fie Domnul, aleluia! Iubiți frați și surori, pe noi ne-a chemat Dumnezeu la o evanghelie foarte scumpă, la un cuvânt adevărat. Dacă noi cântăm și ne rugăm și rugăm sau îndemnăm pe frate să schimbe inima, schimbă-ți inima, frate, măi copile, schimbă-ți inima, măi copile, fă ceva, să știți, căci singurul care poate să schimbe inima omului este Dumnezeu slăvit. Cât ai luptat tu și cât m-aș lupta eu, fără cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să ne schimbăm inima. De aceea David zice, Doamne, schimbă-mi inima, dă-mi o inimă, a? Zidește în mine o inimă cum? Curată, Dumnezeule! Pentru ce trebuie o inimă curată, iubiților? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, nu o evanghelie de 2 bani sau de 2 dollars, spune așa, că numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, n-am nevoie de o inimă chip, am nevoie de o inimă curată să te văd pe tine. Slăvit să fie Domnul. Poate disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu, nu e al meu, e al Domnului. Dar să știi, căci cu cuvântul acesta te vei întâlni într-o zi, cu adevărurile acestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să ne rugăm. Spune așa? Și Domnul mi-a pus pe inimă să vă îndemn să ne rugăm pentru două lucruri. Dumnezeu să ne dea credință. În vremurile acestea, credința noastră să cam clatină, iubiților. Și Dumnezeu să lase un duh de ascultare peste fiecare din noi. Căci mulți din noi ne rugăm de multe ori greșit, iubiți frați și surori. Ne rugăm, Doamne, sfințește-mă! Doamne, ajută-mă să mă sfințesc! Știți ce ne sfințește pe noi? Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Și cuvântul acesta e adevărul, că vrei să-L crezi sau vreau să-L cred, asta e treaba noastră. Dar dacă-L credem, ferice de noi, binecuvântat să fie Domnul.
dar să-L credem așa cum este scris și nu cum vrem noi. Că am ajuns în America și ne-a binecuvântat Domnul aici și vedem cum mai fac și americanii și cum mai fac și alte națiuni și credem până la urma urmei că așa vine diavolul la mintea noastră, vine și credem că și musulmanii vor fi mântuiți, și budiștii vor fi mântuiți. No, a intrat influența asta. Și ortodoxii vor fi mântuiți, și catolicii vor fi mântuiți. Spune că o soră a avut o vedenie, o răpire, un vis de noapte, ceva, și că Domnul ar fi dus-o, nu știu dacă am mai spus aici la dumneavoastră, ar fi dus-o în cer. Credeți că există cer? Credeți, nu? Așa cum vedem că există pământul acesta care umblăm pe el. Cerul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, e adevărat. Și spunea sora aceasta, am auzit-o și eu de la cineva, poate nu o redau chiar exact, dar vreau să ajung acolo unde e punctul important. Că a mers în cer și acolo a fost, Domnul a luat-o și a purtat-o prin mai multe camere și sora a întrebat, și Doamne, unde sunt penticostale? Ce, nu sunt aici penticostale. Mai mers și am mai mers, Doamne, unde sunt catolicii? Ce, nu sunt aici catolici. Am mai mers și am mai mers. Doamne, dar unde sunt baptiști? Unde sunt? A întrebat ea mai multe. Ce a știut ea? Și Domnul a zis, nu, aici sunt credincioși. Slăviți să fie Domnul. Deci noi trebuie să avem credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos a venit la ei săi, la poporul lui Israel. Ăștia nu l-au primit. Pentru că ei au fost îndoctrinați în legea lor și n-au cunoscut-o. Dar ei au crezut că Mesia trebuie să se nască așa cum au dorit ei, cum au vrut ei, într-o casă mare, într-un palat, că l-au așteptat ca împărat. Ei n-aș știu că trebuia să se nască în iesle, slăvit să fie Domnul, ca să putem toți ajunge la el. El s-a zmerit, binecuvântat să fie numele lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, l-ai primit? Întrebarea se pune. Într-o zi în viața ta, mi-aduc aminte, eram în Montreal. Și după ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori, predicându-se Evanghelia, m-a străpus cuvântul și când frații au zis, dacă vrea cineva să-L primească pe Iisus Hristos, și am zis, mă, la ce-i de folos să-L primesc pe Domnul? La ce-i de folos? Ca să fii mântuit, slăvit să fie Domnul, asta trebuie făcut, primit. Și atunci am ieșit și eu în față, când a făcut frații chemare și au spus, vrea cineva să-L primească pe Iisus Hristos în viața lui? Și am zis, da, am ieșit în față, lași rușinea deoparte, lași mândria, lași tot și ieși în față că el public a declarat că e Fiul lui Dumnezeu. El n-a murit undeva ascuns să nu-L vadă nimeni. Când era atârnat între cer și pământ, era public, lumea acolo, mulți treceau, nici bătea joc, unii plângeau. Ucenicii n-au fost acolo majoritatea, spune cuvântul, că le era frică. Dar el a turnat între cer și pământ să vadă întreaga lume, jertfa lui Dumnezeu pentru un păcătos ca mine. Și ca dumneata care ești aici, poate nu te crezi că ești păcătos, dar vreau să spun că noi toți care ne-am născut pe pământul acesta, singurul care s-a născut fără păcat, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar el a spus așa că dacă crezi, și îl vei primi, ce vei fi? Mântuit, slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie. Doamne, dă-ne credință, dar nu o credință ieftină. În Biblie, cuvântul lui Dumnezeu spune de credința care a fost ce? A fost dată sfinților, odată pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Dacă am și ai această credință, nu contează ce vine pe pământul acesta, iubitul meu. Nu contează că noi ne plângem că suntem bolnavi și am pierdut. Iubiți, frate și soror, Biblia, cercetați cuvântul lui Dumnezeu să vedeți. Oamenii lui Dumnezeu au suferit, iubiților, dar n-au suferit că li s-a luat casa, n-au suferit că n-au avut bani să meargă la emergență și au rămas cu un bil mare, n-au suferit că, ei au suferit pentru cuvântul lui Dumnezeu. Au fost tăiați în două cu fierăstrău. Au fost prigoniți. Dacă te prigonește cineva din familie, din neam, din rude, că vrei să ții o evanghelie adevărată și că slujești cu un Dumnezeu viu, sunt ferice de tine, slăvit să fie Domnul. Vreau să spun că dacă faci lucrul acesta, nu te vor iubi.
te vor urâ pentru că a fost urât Hristos, slăvit să fie Domnul. O, dacă te doare inima că vezi că copiii se îndreaptă spre rău, soțul spre rău sau soția spre rău, da, vin înaintea lui Dumnezeu, că ai pierdut casa, îți dă Dumnezeu sănătate, poți să muncești și poți să iei alta, dar data viitoare e una mai mică, nu e una mai mare, cu un payment mai mic, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, iubiților, și binecuvântarea lui Dumnezeu va veni peste noi dacă avem credință, credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și să ascultăm, iubiților, ascultarea face mai mult ca orice am face noi. American style. No, stil american, iubiților. Venim la adunare, poate nici nu suntem la ora 9. Și americanii vin de la 10. Mi-aduc aminte că m-am întors la Domnul și un frate bătrân spunea ce frate Nicu în România s-a dat o descoperire. Zic, frate, ce mă interesează pe mine de descoperirile de România? Noi suntem în Canada. Nu, ce ascultă, frate, fii înțelept. Ce s-a dat o descoperire printr-o soră că îngerul Domnului la ora 9 stă la ușa adunării. Aoleu, și ce face? Ce face prezența? Și ce... El era la ușa adunării până în ora 9. După ora 9 pleca îngerul de acolo. Și zic, de ce, frate? Pe ce până la ora 9 a făcut prezența, după ora 9, cine au venit, au trecut ca neprezenți. Eu vă spun ce am auzit și eu, iubiților. De atunci în mine a intrat o teamă și o rușine. Vă spun sincer că dacă eu nu vin până la 9, 9 și poate trece 5 minute sau seara la 6, 6 și un pic. Dar de multe ori, foarte multe ori mă lupt și e greu să-i strângi pe copii. Dar Dumnezeu îți dă biruință, slăvit să fie Domnul. Deci nu mai vin la adunare. Eu nu vă descurajez, puteți veni și la 10, la 11, la 12, fără un sfert. Domnul să vă binecuvânteze! Dar aici se pune la încercare credința dumneavoastră. Credeți că lui Dumnezeu îi place? Dacă zicem să fim la ora 9, să fim la ora 9, credeți că lui Dumnezeu îi place? Oh, nu scrie în Biblie. La ceasul al 9-lea, spune acolo. Ăștia erau la ceasul al 9-lea, erau toți prezenți acolo în casa Domnului și se rugau lui Dumnezeu. Vezi ce lupte ai în viață și roagă de lui Dumnezeu să-ți dea izbăvire. Ascultarea face mai mult ca jertfa. Ascultarea nu de mine și nici de nimenea care vine aici. Că noi, acesta nu-i cuvântul nostru. Cuvântul acesta de multe ori ne aduce probleme diavolului pe urmele celor ce vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Aruncă tot felul de sărgeți. Lasă-mă că știu eu, îi cunosc viața sau tot felul de lucruri murdare. Dacă vedeți în vremea aceasta, iubiți frați și surori, foarte multă blamă între frații care conduc e că vrăjmașul luptă abrig mai mult împotriva celor care sunt aici decât a celor care stau mai în spate. De aceea trebuie să ne rugăm pentru fiecare frate care se ridică ca Domnul să-l binecuvânteze, să ne dea Dumnezeu putere, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori. Acesta nu-i cuvântul nostru, și cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea face mai mult ca jertfa slăvit să fie Domnul, binecuvântat. O, când zice diavolul, fă lucrul acela și tu asculți, că-și cunoști, nu-ți vine o putere magică de sfințire peste tine și prin puterea aceea tu nu săvârșești păcatul. Nu, tu nu păcătuiești datorită cuvântului care este unde? În Biblie aici, necitit, pus, avem mai multe acasă, stivă, în ostac, una peste alta. Cuvântul acesta trebuie să fie în inima noastră, trebuie să-l cunoaștem și bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze. În urma ascultării, în urma credinței, în urma ascultării, m-am dus lung, o tai, o scurtez. În urma credinței, care vine când, spune cuvântul lui Dumnezeu, în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai auzit că Iisus Hristos trebuie primit și asculți și crezi și asculți, îl primești în inima ta și în viața ta, vei fi mântuit, dacă nu.
Eu am vrut să zic mai ușor, dumneavoastră a spus că vreți să... Eu am spus că am vrut să zic că degeaba. Dar dacă spune, cum a zis dumneavoastră, care v-am auzit acum, că vei fi osândit, îți dai seama să nu crezi cuvântul și măcar dacă nu ți s-ar întâmpla nimica, dar să-ți mai atragi și o sândă asupra ta datorită faptului că n-ai crezut cuvântul lui Dumnezeu. Vei fi mântuit, iubitule. Mântuirea aduce, prima dată în viața omului, știți ce aduce mântuirea? Pace. Pace cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și atunci vei fi, eu am pace, am multă pace, căci Iisus m-a salvat, nu căci Domnul Iisus m-a salvat. Nu? Așa spune cântarea. Dar dacă nu ești mântuit, de unde să ai pace, iubitul meu? Ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea pace, n-ai să o vezi în veci. Mă iertați, poate sunt un pic mai aspru în vorbire, iubiților, dar asta e adevărul. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos, El este pacea. Poate să zguduie pământul, poate să termine cu America. Tu ai pace, slăvit să fie Domnul, că l-ai pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Poți să ai orice ai avea, o boală, o suferință, o încercare, un necaz. Poți să ai copii nemântuiți și să zică doctorul, nu mai mult de trăit, ai pace că știi că Dumnezeu va lucra. Ai credință. Domnul Iisus Hristos a spus, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Dar trebuie să ascultăm de El. În urma acestor două lucruri, iubiți frați și surori, o să vedeți ce viață sfântă avem. O să zică toți, băi, unde e Nicola care fuma? Băi, unde e Nicola care mergea cu noi? Băi, nu mai mergi mă la discotecă? Păi ce faci, bă, te-ai dus, te-ai stricat de cap? Așa îmi spuneam prietenii. Ești tânăr, ai 25 de ani. L-am primit pe Iisus și Iisus mi-a schimbat viața. Iisus Hristos a zidit o inimă curată, slăvit să fie Domnul. Și zic ca bunul Dumnezeu să ne ajute. Acum, eu nu zic, iubiți frați și surori, că nu mai sunt căderi, nu mai sunt. Nu ne mai împiedicăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împărăția cerurilor să ia stând la coadă, nu? Așa în linie, nu? Împărăția cerurilor să ia cu... Care ați fost la coadă care arăta ca o năvală, așa? Mâna sus. Mâna sus, la coadă care arăta ca o năvală. O, Doamne, frate scump! Să predici mai mult despre năvală, pentru că sunt foarte mulți care nu cunosc. Eu vreau să vă spun că eram mic și mama mea m-a trimis la cooperativă să cumpăr pâine. Și cum era acolo ușa, coada era așa, aproape un cerc, să nu se închidea cercul ăla din cauză că era ușa și unde intrai. Și știți cum eram eu? Nu că mai mă călca pe picioare, eram în aer, că eram mic. Și eram în aer și nu mai știam unde e, cât de sus sunt în aer, că așa te împingea. No, și când te mai calcă, te mai șifonează un frate, te mai greșește, mai mâni, Dar și la mânie avem, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu căci să nu apună soarele peste. Doamne, învățături sănătoase, Doamne, binecuvântat să fie cuvântul lui Dumnezeu. Să nu apună soarele peste mânie. Dacă ai ceva cu cineva, du-te repede și rezolvă. Nu? Slăvit să fie Domnul! Și atunci, iubiți frați și surori, trăind o viață de credință și de ascultare, vom avea o viață sfântă, curată, trăită înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce, iubiți frați și surori? Și cu asta vreau să închei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, spune că Dumnezeu vede ce? Vede faptele? Faptele noastre, fie că-s bune, fie că-s rele, Dumnezeu vede faptele noastre. Dacă citim în Apocalipsă, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În Apocalipsă, capitolul 2, spune așa. Îngerului bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfetnice de aur. Știu ce? Știu faptele tale? Acestea sunt fapte bune. Osteneala ta, slăvit să fie Domnul, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi.
că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit cum? Dacă nu trăim cu Dumnezeu, putem să zbierăm, putem să strigăm, putem să facem ce vrem noi, că suntem niște mincinoși. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Ia uitați ce mai zice cuvântul lui Dumnezeu. Știu faptele tale că-ți merge numele, că trăiești, ne merge bine. Dar ești, spune cuvântul, mort. Mai jos iară spune tot de fapte. Iubiți frați și surori, și aș vrea să mai vă spun un lucru cu care vreau să închei. În cuvântul lui Dumnezeu, pe paginile Sfintelor Scripturii, este o carte care se cheamă Vorbele Apostolilor. Da? Se cheamă Faptele Apostolilor și au rămas scrise aici. Dacă faptele lor au rămas scrise aici, unde crezi că vor rămâne faptele mele și faptele dumitale? Zic ca Domnul să ne ajute și ne plecăm pe genunchi și ne rugăm lui Dumnezeu.
ridicăm în picioare. Mă bucur să vă revăd iarăși în casa Domnului și mă bucur să pot saluta în mijlocul nostru pe toți prietenii și musafirii noștri. Zic, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Mă bucur să-i salut pentru prima dată pe cele două fetițe. Zic, Domnul Iisus să le binecuvinteze. Astăzi va fi o sărbătoare deosebită. Se vor închina Domnului acești doi copii. Se va chema numele Domnului peste ei, așa încât protecția lui Dumnezeu și binecuvântarea lui să rămână peste ei și peste familiile lor și, zic, peste întreaga adunare. Aș vrea, înainte de a vă invita să ocupați locurile, să vă provoc pe toți să mărturisim din toată inima spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Mă uit la dumneavoastră, pe unii dintre dumneavoastră v-am văzut de la ora 8 aici, pe alții de la 8 jumate, pe alții de la 9, de la 9 jumate, de la 10. Și veți spune așa într-o doară în mintea dumneavoastră, la ce atâta rugăciune? Vreau să vă spun că Domnul Iisus, când a intrat în templu, când a văzut ce se petrece acolo, comerțul care era, tranzițiile, afaceri, mișcări, manevre, s-a indignat în sufletul lui și a luat un cuvânt din Ieremia și l-a reprodus și zice, casa aceasta se va chema, știți ce anume? O casă de rugăciune. Aici vin oamenii lui Dumnezeu care își manifestă credința prin rugăciune și își o exprimă cerând de la Dumnezeu ajutor și îl primesc. Cerând de la Dumnezeu binecuvântare și o primesc, cerând de la Dumnezeu lumină în momentele cruciale ale vieții și o primesc, cerând de la Dumnezeu vindecare și fără nicio ezitare o vă spun, o primesc, cerând de la Dumnezeu călăuzire și Dumnezeu le deschide oportunitățile în viață și le îndreaptă pașii. Și uită, în felul acesta, Dumnezeu este acela care răspunde la rugăciunile noastre. Ba mai mult decât atât, când se roagă doi sau trei, minim doi sau trei, își înalță rugăciunea. Când se vor uni doi și vor cere un lucru, știți ce îmi place acolo? Remarca. Oarecare. Un lucru oarecare. Nu neapărat să spun eu spiritual, vreau să fiu proroc, să fiu predicator, nu. Un lucru din viața ta cotidiană, de care tu ai nevoie să ți-l împlinească Dumnezeu. Vrei să-ți găsești, dau un exemplu, un rent, o chirie și nu o găsești. Vrei să-ți găsești un job, un loc de muncă și nu-l găsești. Vrei să-ți găsești, știu eu, un lucru arecare și nu poți. Și cer de la Dumnezeu ajutor și călăuzire. Și vezi că într-un mod instantaneu, dintr-o dată, fără nicio explicație logică, găsești răspunsul. Ți se deschid ușile. Fiindcă asta face Dumnezeu. Psalmul 65 cu versetul 2. Doamne Dumnezeule, Tu asculți rugăciunea, de aceea, în consecință, știi ce se întâmplă? Toate neamurile vin la Tine. Și mă uit la dumneavoastră și noi suntem români și dincolo de drum sunt americani și mergi mai în south și vezi spaniol și mergi mai în nord și vezi de culoare și vedem în toate... Știți ce se întâmplă? Toate neamurile vin la Dumnezeu fiindcă El ascultă rugăciunea. Și într-o vreme a sfârșitului, aceasta fac o paranteză pentru mesajul de astăzi, pentru vremea sfârșitului, lucru pe care cei mai mulți îl desconsideră și pe care Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă și spune să punem noi accentul este rugăciunea. Uitați-vă cât de puțin se roagă credincioșii astăzi. Nu puțin, foarte puțin. Mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră care alegeți rugăciunea ca un mod de rezolvare la problemele pe care le aveți. În momente de criză și nu-i parcă ișchiob mesajul, dacă pot să spun așa, dacă nu fac această referință. Când trebuia să se împlinească un cuvânt al lui Dumnezeu așteptat de 70 de ani și trebuia o națiune întreagă să-și îndrepte din nou picioarele și mersul către țara făgăduinței de unde fuseseră luați și duși în robie,
când trebuia inima împăratului să fie schimbată și hotărârile, dacă pot să spun, din senat sau din guvern sau cum ați vrea dumneavoastră să o luați pentru vremurile de acum, trebuiau să fie favorabile pentru poporul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu care era prim-ministru acolo, nu aleargă nici la relații, nu aleargă nici la mită, nu aleargă nici la împărat ca să explice, ci spune în Daniel capitolul 9 că și-a plecat genunchi înaintea lui Dumnezeu și timp de 21 de zile în care putea să facă lobby, cum spunem noi, pentru poporul lui, a stat înaintea lui Dumnezeu și a făcut lobby înaintea lui Dumnezeu pentru poporul Israel și se împlinește rugăciunea. Și vine răspunsul și poporul Israel se întoarce în țara făgăduinței. Fiindcă la vremurile de criză, vreau să vă spun prin care trecem noi, rezolvarea este rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceia care ați înțeles lucrul acesta și celorlalți, Dumnezeu să vă dea un duh de rugăciune. Aș vrea în continuare, sora Elena Mihiț, să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare, zic, Domnul Iisus să o binecuvinteze. Mai apoi, fratele Adonis Mateescu. Domnul Iisus să-l binecuvinteze. Cred că pentru prima dată când recită un capitol din Sfânta Scriptură, 1 Timotei, capitolul 1, cred că este cel mai potrivit exemplu pentru un timp de binecuvântare. După care, fratele Marta Foiu va cânta spre slava lui Domnului. După care, fratele Băleanu își va pregăti să ne aducă un mesaj din partea Domnului. Bine ai venit,
Hristos. Timothy 1, chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God our Savior and Christ Jesus our hope. Timothy, my true son, and my in the faith. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our hope. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that I may command you so that you may not teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myths and genealogies. Such things promote conservational speculations rather than advancing God's work, which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Some have departed from these and have turned to meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they don't know what they're talking about or what they so confidently affirm. We know that the law is good if one uses it properly. We also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreakers and rebels, and for the ungodly and sinful, and for the unholy and sinful, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for the slave traders, liars, and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine that conforms to the glory of the blessed God which he entrusted to me. I thank Christ Jesus, who has given me strength and has considered me trustworthy, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer, a persecutor, and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord has been poured out on me abundantly, along with the faith and love in Christ Jesus. Here's a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am the worst. But for this reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and have received eternal life. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Timothy, my son, I am giving you this command to keep within the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, holding on to a faith and a good conscience, which some have rejected and have suffered shipwreck. Regard to the faith. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. E o cântare mai scurtă, abia ieri am învățat-o, dar se adresează prin binecuvântare celor două micuțe și aș vrea Domnul să le binecuvinteze. În viață am primit multe daruri și în armonii am fost purtați neîncetat. Dar darul acesta e un zâmbet ce înger ce-n casa lor Domnul a lăsat. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să le veghez și-n brațul tău de tată să-i binecuvintez. Să îi ajut să le crească în dragoste cu privirea mereu înspre cer. La tine tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să îi veghez și-n brațul tău de tată să-l binecuvintez. Să-i ajut să crească în dragoste cu privirea mereu înspre cer, la tine.
Dă-i înțelepciune, credință și dragoste și un suflet cât mai curat. Să împartă mireasmă și zâmbet de înger celui ce va fi întristat. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii să le veghez. Și-n brațul tău de tată să le binecuvintez. Să-i ajut să le crească în dragoste cu privirea mereu spre cer, la tine. Tot ce-mi doresc, Părinte, cu ochii tăi să le veghez. Și în brațul tău de tată să le binecuvintez. Să-i ajut să le crească în dragoste cu privirea mereu înspre cer, la tine. Amin. Frați și surori, care în dimineața aceasta ați pășit pragul acestei case de rugăciune, îmi place să cred că și toți sunteți oameni al lui Dumnezeu, oameni mântuiți de Dumnezeu, oameni care îl iubiți pe El și care îi faceți voia Lui. Joi seara, când am mers să-mi vizitez nepoțelul, primul nepoțel din familie, pe Eden, la spital, am rostit peste el o binecuvântare și am spus: Domnul să te facă să fii un om pocăit adevărat, un om al Lui. Într-o lume când sunt mulți pocăiți și creștini de formă, când sunt mulți care nu te caută pe tine din toată inima. Această dorință am și pentru acești doi copilași care au venit în dimineața aceasta, ca Dumnezeu să facă din ei niște oameni ai Lui, niște slujitori ai Lui și niște mântuiți ai Lui. Nu de mult am avut un botez aici, când copiii noștri au încheiat un legământ cu Domnul. Și aș dori ca și pe ei Dumnezeu să-i ajute acest legământ care l-au încheiat cu Domnul să nu fie de formă, ci să fie cu adevărat oameni ai Lui Dumnezeu, bărbați și femei de care să se folosească El. Cuvântul Domnului din dimineața aceasta, la care m-am oprit, este din 1 Împărați, capitolul 13, începând cu versetul 1, care spune așa: un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului. Un om al lui Dumnezeu întotdeauna ascultă de Dumnezeu. Acesta este semnul după care îl putem cunoaște pe cineva, că este omul lui Dumnezeu sau nu este omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, când Dumnezeu îi spune: du-te la această națiune idolatră, du-te la acest împărat, Ieroboam, care nu are frică de mine, du-te la altar și prorocește ce îți voi spune eu. Omul lui Dumnezeu niciodată nu se duce de unul singur, ci totdeauna se duce atunci când îl trimite Dumnezeu. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu a casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Ieroboam era altar, la altar. Ardea tămâie pe altar, exact la ceea ce Dumnezeu a spus că va veni unul, când pe toți aceștia care nu aduc jertfele care le-a poruncit Dumnezeu pe altar, ci aduc jertfe Dumnezeilor străini, oamenii aceștia vor sfârși rău. Și Ieroboam, când aude lucrul acesta, spune:
întinde mâna și îl spune, prindeți-l. Cum îndrăznește să vorbească cineva în felul ăsta, că eu, împăratul, chiar lucrul acesta fac acum. Ard tămâie pe altar. Și pentru că era omul lui Dumnezeu și nu a fost de capul lui, nu s-a dus singur, împăratul Ieroboam a rămas cu mâna întinsă. I s-a uscat mâna. În momentul acela a realizat că are de-a face cu un om al lui Dumnezeu. În momentul acela a realizat că omul care a venit nu a venit de capul lui, ci l-a trimis Dumnezeu. Și a recunoscut că el este omul lui Dumnezeu. Și a spus, rogă-te lui Dumnezeu să-mi pot trage mâna. Și s-a rugat lui Dumnezeu și s-a tras mâna. Minunea lui Dumnezeu a văzut în timpul acela. Și tot atunci altarul s-a despicat așa după cuvântul Domnului și s-a vărsat cenușa, ca semn că a vorbit Dumnezeu. Întotdeauna, când vorbește Dumnezeu, ceea ce spune El se împlinește. Frați și surori, mi-am pus o întrebare, mie, și vreau să vă pun și dumneavoastră, în dimineața aceasta. Și fiecare să răspundă în lăuntrul lui. În vremurile acestea mai sunt oamenii lui Dumnezeu adevărați? Vecinii tăi știu că la numărul cutare de pe strada aceasta locuiește un om al lui Dumnezeu? Au ei frica aceasta, acesta este omul lui Dumnezeu pentru că vedem cum trăiește? Omul lui Dumnezeu niciodată nu merge cum merge curentul lumii, ci merge în sens invers. Când mulți israeliți s-au plecat în fața chipului de aur, în Valea Dura, trei oameni al lui Dumnezeu, trei tineri, nu s-au plecat, au rămas în picioare. Frați și surori, vede lumea lucrul acesta la noi? Sau nu ne deosebim de ceilalți oameni? Când un om al lui Dumnezeu se duce în numele Domnului, Dumnezeu poate să-l scape, poate să-l salveze. Dar uneori Dumnezeu îngăduie ca să fie, pentru ceea ce face, el să fie omorât. El să-și piardă viața. Mă amintesc că nu de mult, în zilele noastre, niște oameni al lui Dumnezeu li s-a pus următoarea întrebare. Te lași de Dumnezeu sau îți va fi tăiat capul? Și fiecare pe rând a spus, nu renunț la Dumnezeu. În Egipt s-a întâmplat, nu de mult, 21 de oameni care au fost executați de statul islamic. Dumnezeu mai are și astăzi oameni. Întrebarea este, eu și tu sunt un om al lui Dumnezeu? Dumnezeu se poate lăuda cu tine sau cu mine, că sunt om al lui. Dar ce trist, căci acest om al lui Dumnezeu sfârșește rău. Dacă ne uităm puțin mai încolo, omul lui Dumnezeu omorât de un leu. Și mi-am pus întrebarea, când încetează omul lui Dumnezeu să nu mai fie omul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu i-a spus să nu te întorci pe același drum pe care ai venit, să nu beai apă și să nu mănânci pâine în locul acela. Și a respins oferta împăratului, când a spus, după ce și-a putut să stragă mâna, a spus, rămâi la mine, o să-ți dau un dar, o să-ți dau pâine să mănânci și apă să bei. Și el a spus, nu, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit lucrul acesta, să nu fac lucrul acesta. Dar a venit un alt om, care a spus, și eu sunt un proroc ca tine. Și un înger al Domnului mi-a spus din partea Domnului, să vii în casa mea, să-ți dau apă să bei și pâine să mănânci.
și s-a dus. Și n-a mai ascultat de cuvântul Domnului. În momentul acela, Dumnezeu și-a retras protecția de peste el și nu numai atât. Cuvântul Domnului a venit prin acest om și a zis, pentru că n-ai ascultat de cuvântul Domnului, nu vei fi îngropat în mormântul lângă părinții tăi, pentru că n-ai ascultat cuvântul Domnului. Frați și surori, în momentul când nu mai ascultăm de cuvântul Domnului, nu mai suntem fii al lui Dumnezeu. Nu mai suntem oameni al lui Dumnezeu. Printr-o simplă neascultare, Saul a fost lepădat. Pentru că nu a păstrat din ceea ce Dumnezeu a spus să nimicească. Frați și surori, diavolul, atâta timp cât suntem în trupul acesta, va încerca să ne amăgească. Cuvântul Domnului spune că prorocul acesta bătrân l-a mințit, l-a amăgit. Adam și Eva erau în grădina Edenului. I-a cercetat Dumnezeu în răcoarea dimineții. Și într-o zi au fost amăgiți, au ales să nu mai asculte de Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva lor și a spus, i-a scos din grădina Edenului și a spus, spini și pălămidă să crească în pământul pe care voi lucrați. Cu sudoarea feței să-ți câștigi pâinea, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Frați și surori, Dumnezeu pedepsește neascultarea. În dimineața aceasta, în gândurile scurte pe care vreau să le spun și care am vrut să le spun, este să ne facem o cercetare atentă în dreptul nostru fiecăruia. Este mulțumit Dumnezeu de viața noastră? Cei din jurul nostru văd în noi că suntem niște oameni al lui Dumnezeu? Poate că nu văd. În mulți. Dar va veni o zi când Dumnezeu va face o deosebire între cei ce l-au slujit și între cei ce nu l-au slujit. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci El le va spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrători ai fără de lege. Vine ziua când eu și tu vom sta în fața Creatorului nostru, în fața lui Dumnezeu. De multe ori poate oamenii nu ne înțeleg și nu ne știu trăirea noastră, dar acel care are ochii ca parafocului ne vede și ne știe întotdeauna. Haideți să trăim frumos, haideți să trăim ca niște copii ai lui Dumnezeu. Este o onoare să te numești copil al lui Dumnezeu, este un statut înalt. Și Domnul să ne ajute și pe noi și pe copiii noștri. Și pe toți care pășim pragul acestei case de rugăciune. Să ne purtăm ca niște copii al lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, Domnul va zice, vino slugă bună și credincioasă și intră în slava mea, intră în împărăția mea. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Veniți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea cu toții să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care îl vom cinsti cu darurile noastre de bunăvoie. După această cântare, sora Ștefania Țâră va lăuda pe Domnul cu o cântare, zic Domnul Iisus o binecuvinteze, după care fratele Gianni va lăuda și el pe Domnul cu o cântare. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima și înainte de toate vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El ascultă rugăciunile bisericii. Iar în această dimineață o vedem pe tânăra Lavinia Leca, îi mulțumim lui Dumnezeu că este printre noi și Dumnezeu s-a îngrijit de ea.
a ferit-o de accident și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Haideți, cum am spus, să lăudăm pe Domnul, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace căci tu ești fiul de Dumnezeu. O, ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că ești în brațul Său. Chiar când simți că tot în jur se năruiește, tu să ai pace în inimă mereu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Cât plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește. O, ce har să știi că Lui îi aparții. Și să simți în orice zi că-ți dăruiește. Treci prin necaz, pace și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Când plin de pace vei birui. Amin.
multe. Privirea să-ți îndrezi spre copilașul care la tine e adus. Iubirea ta, o Doamne, cu dragoste și pace s-o binecuvintez. Să-ți reverși a ta îndurare, să cobori cerescul har. A ta n-aș vrea să pară neapărat egocentristică, cât aș vrea să reiasă din ea mulțumirea oricărui părinte pentru ce face Dumnezeu în viața omului. Dumnezeu m-a făcut și te-a făcut așa cum ești pe lume, ți-a dat un trup, ți-a dat un nume, ți-a dat o viață și El își duce copiii Lui la final în cerul Lui cel Sfânt. Așa că aș vrea să vă bucurați împreună cu mine și să dăm slavă pentru binecuvântarea pe care cele două familii o au în familia lor. Îți mulțumesc că m-ai făcut așa cum sunt pe lume, că Tu mi-ai dat cum Tu ai vrut și nume, și trup, și chip, și nume.
îți mulțumesc că m-ai chemat la sfânta părtășie, așa cum sunt, cu ce mi-ai dat, să-ți fiu spre slavă ție. Îți mulțumesc că te-ai uitat la simpla mea dorință, că mila ta și harul tău asupra mea veghează, asupra mea veghează. Îți mulțumesc că ruga mea făcută cu credință ai rânduit s-o împlinești spre a mea pocăință. Îți mulțumesc că mă iubești și-ți cânt în adorare înaintea ta. Eu vin umil, cer binecuvântare, cer binecuvântare. Îți mulțumesc că viața mea la tine are valoare. Ție ți-aduc mulțumirea Îți mulțumesc că viața mea la tine are valoare. Ție ți-aduc mulțumirea și a mea amin. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile. Amin. Acum vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și vom intra la cel mai deosebit act din această dimineață de dedicare a celor doi copii. Rog familia Curpaș să vină aici și fratele Dorel Micula se va ruga pentru fetița voastră. Familia Labu, vă rog să veniți aici și fratele Grosu Ionel se va ruga pentru familia dumneavoastră, ori sus, ori jos, cum credeți dumneavoastră. Eu am să citesc cuvântul de binecuvântare și când dumneavoastră veți auzi numele copilului, dacă doriți ca acest copil să fie binecuvântat, vreau să vă aud pe toți la unison, rostind amin, da? Și prima dată vom rosti binecuvântarea pentru Amaris Faith Curpaș.
Și vom citi cuvântul Domnului de la Numeri, capitolul 20, capitolul 6, versetul 24. De fapt, vom citi cu versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească amaris feit curpaș. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine amaris feit curpaș. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amaris feit curpaș. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul. Amin. Tată scump din ceruri, binecuvântăm numele tău și te slăvim. Îți mulțumim pentru că Tu ești bun și bunătatea Ta, Doamne, o vedem de fiecare dată și în fiecare zi. Vin alături de acești părinți, Doamne, și ne unim în rugăciune și ne înălțăm glasul către Tine și cerem binecuvântarea Ta, Doamne, peste această fetiță care le-ai dat-o ca și binecuvântare în casa lor. Amaris feit iese înaintea Ta și, Doamne Iisuse, Tu ești sursa binecuvântării și Tu ești acel care a luat copiii în brațe și i-ai binecuvântat. Și de data aceasta, pe amaris feit, o lăsăm înaintea Ta, Doamne, și o punem pe brațele Tale, ca brațele Tale să fie aceia care să o susțină, să o păzească și să fie, Doamne, o crotire și pază și binecuvântare întreaga viața ei. Amin. Esara ta la Riodos. Tu ești Domnul care a iubit atât de mult lumea, căci ai venit în lumea aceasta, Doamne, ca să mântuiești. Și îți mulțumim căci Tu ești acel care te-ai arătat binevoitor față de toți. Chiar și pentru copiii cei mici, Tu ești acel care ești Domn și Stăpân. Amin. Și ești acel care binecuvintezi. Glorie ție, Tată. De aceea venim înaintea Ta, Doamne, și în numele Tău. Și rostim binecuvântarea. Și rostim harul Tău care este nemărginit, Doamne, peste această ființă. Îți mulțumim că și Tu ai dat-o sănătoasă. Și te rugăm ca Tu să-i dai sănătate întreagă viața ei. Amin. Rostim peste ea sănătate. Rostim peste ea binecuvântare, rostim peste ea înțelepciune, rostim peste ea, Doamne, un caracter curat și sfânt, pentru că Tu ești acel care dai. Și tot ce este curat, tot ce este sfânt, tot ce este minunat, Doamne, vine de la Tine, pentru că Tu ești Tatăl luminilor. Mă rog, Doamne, ca această fetiță să fie, așa cum s-a spus deja aici, să fie un om, o persoană care să te iubească pe tine întreagă viață. Doamne, de aceea cerem peste ea protecția ta, sângele tău și binecuvântarea ta. Să-i dai în viață gigășie. Să-i dai în viață, Doamne, un caracter curat și senin. Doamne, gingășie, compasiune și dragostea ta să locuiască în această ființă. Amin. Mă rog, Doamne, binecuvintează-l pe fratele Octavian. Binecuvintează-l ca și tată, cu înțelepciune. Amin. Binecuvintează și lasă ca darul care Tu l-ai pus în el să fie, Doamne, sub călăuzirea Ta, Doamne. Amin, amin. Și să fie, Doamne, pana care scrie, condeiul care scrie, să fie pentru întărirea și ridicarea celora care citesc, Doamne, dar pentru familia lui, binecuvintează-l ca și tată, ca și soț, să poată să-și călăuzească casa, Doamne, și familia pe urmele pașilor Tăi. Mă rog pentru sora ca Tu să o binecuvintezi cu sănătate, să o binecuvintezi, Doamne Iisuse, cu
înțelepciune să știe să sfătuiască copiii, Doamne. Doamne, fă-o ca să fie o bună soție și o bună mamă. Amin. Te rog, binecuvintează pe cei, tot cei dragi ai lor și lasă ca în mâna Ta să fie, Doamne Iisusă, și călăuzirea Duhului Sfânt peste ei. Amin. Îți mulțumim că Tu ești acel care, Doamne, o vei păstra pe brațele Tale viața ei întreagă. Doamne, dorim ca această ființă să trăiască o viață, o viață sub protecția Ta, păzită de boale, de suferință, de necazuri. Doamne, păzită de foc, păzită de apă. Și dorim ca în final, această ființă, alături de părinții ei, alături de frații ei, Doamne, să fie în împărăția Ta. Și îți mulțumim și Te slăvim acum și în veci de veci. Amin. Amin. Acum vom rosti binecuvântarea pentru Ela Mihaela Labău. Și cuvântul Domnului vorbește astfel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ela Mihaela Labău. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ela Mihaela Labău. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ela Mihaela Labău. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și Eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul. Amin. Tatăl nostru care ești în împărăția cerurilor, înaintea Ta venim în această dimineață cu fetița aceasta, Doamne, cu Ela Mihaela și cu familia ei, Doamne. Și în primul rând îți mulțumim pentru că Tu Te-ai îndurat, Doamne, și ai binecuvântat familia aceasta cu această fetiță așa de frumoasă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Iisuse. Acum Te rugăm frumos să o binecuvintezi, Doamne, să o păstrezi în mâna Ta toată viața ei, Doamne, să aibă parte de binecuvântări deosebite, atât pe pământ, Doamne, cât, atât pământești, cât și cerești, Doamne. Te rog frumos să-i dai sănătate, Doamne. Amin. Te rog să-i dai înțelepciune în mintea Amin. Ei. Te rog să-i dai credință, Doamne, în inima ei. Și Te rog frumos, Doamne, să-i scrii numele în cartea vieții Amin. Tale, Doamne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, viața aceasta este plină de surprize, este plină de necaz și de durere, dar Te rugăm frumos, ține-o Tu cu mâna Ta, Doamne. Te rog să o păzești, Doamne, atunci când va trece poate prin bol, Doamne, Tu să fii cu ea. Doamne, atunci când va trece prin probleme, Doamne, de diferite feluri în viață, mâna Ta să o călăuzească, Doamne, și să nu uite nici o clipă că este copilul Tău. Doamne Dumnezeul slavei, Te rog să o binecuvintezi cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și să o folosești în lucrarea Ta atunci când va fi mare, să fie, Doamne, o binecuvântare pentru familie și pentru biserica Ta. Doamne Iisuse, Te rog pentru mămica ei, Te rog să-i oțelești brațele, Doamne, să-i dai putere, să-i dai iscusință, Doamne, să poată să se ocupe de copilașii ei, Doamne, și Te rog Tu să o însoțești. Doamne, să-i dai sănătate și să o faci o mamă veselă în Amin. Casa ei. Te rog și pentru fratele Geo, Doamne, să-i dai și lui putere, Doamne, Amin. Să-i dai putere, să poată munci, Doamne, Amin. Să-și câștige pâinea, să fie pâine pe masă, Doamne, și să fie bucurie în casă. Doamne, binecuvintează biserica, Doamne, frații și surorile, și ajută-ne ca în toate lucrurile să Te mărim și să Te glorificăm pe Tine. Binecuvintează frățiorii acestei fetițe, Doamne. Amin. Fă-i ca împreună, Doamne, să fie nedespărțiți de la casa Ta. Amin. În toate lucrurile. Te onorăm, Te glorificăm și Te cinstim pe Tine, Tată, în nădejdea că ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat. Amin. Doamne, de aceea Te mărim și Te onorăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.
Vă dau acest certificat de dedicare ca să vă aduceți aminte întotdeauna că acest copil a fost adus înaintea lui Dumnezeu ca să rămână pentru totdeauna a lui Dumnezeu. Vă înmânez acest certificat de dedicare, la fel, să vă aduceți aminte că această fetiță a fost adusă înaintea lui Dumnezeu, s-a chemat numele lui Dumnezeu peste ea și ori de câte ori vor veni valuri sau probleme peste acest copil, să aveți îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, considerând că este și va rămâne a lui Dumnezeu pentru totdeauna. Înainte de a vă invita să ocupați locurile, aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și toți cei care aveți Sfintele Scripturi la dumneavoastră să le deschideți. Pagina în Scripturi 1184, Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Amin. Vă rog să ocupați locul. Veți spune ce legătură are acest verset cu un serviciu de binecuvântare. Capitolul 11, care este concluzionat cu primul verset din capitolul 12 din Evrei, ne vorbește despre niște oameni pe care noi îi numim eroii credinței. Și începe, dacă am luat așa, cu primul dintre ei, cu Enoch, și continuă mai apoi cu Noe, și continuă mai apoi cu Avram, și continuă mai apoi cu Isaac, cu Iacov, și continuă și selectează pe Moise, mai apoi curva Rahav, și toți ceilalți, Barak și așa mai departe, până ajunge la martiri. Ei, când vorbim despre eroi, toți suntem conștienți și convinși că eroii s-au născut într-o familie. Toți eroii s-au născut într-o familie, niciunul dintre ei n-a picat din cer. Vreau să vă spun că și primul om care a fost creat de Dumnezeu n-a ajuns să fie un simbol al maturității, nici al fidelității și nici al credinței. Când vorbim de Adam, ne ducem cu gândul la exemplificarea pe care o face Pavel în Cartea Romanilor, când vorbește în capitolul 7 despre vechiul Adam ca unul care a trecut, ca unul care își va pierde semnificația și de noul Adam. Vreau să vă aduc aminte că prima dată când s-a chemat numele Domnului n-a fost după ce a fost izgonit Adam din grădină. Trist este că au mai trebuit să treacă câteva generații până când omul să-și aducă aminte că el trebuie să se închine lui Dumnezeu. Dar vorbim acum despre eroi. Mă gândeam și dimineață și aseară când îmi pregăteam acest mesaj câteva lucruri care sunt esențiale să le înțelegem despre cum poate să devină un copil erou. Dar s-a năzărit o întrebare în timp ce mă rugam aici cu frații. Oare mai sunt familii care doresc ca lor copii să fie eroi? Mai sunt familii care doresc ca lor copii să fie eroi? Nu vedete, nu. Nu starul, nu vorbim despre ele. Nu vorbim nici despre președinți, nici despre prim-miniștri sau oameni politici sau bogați. Vorbim despre eroi. Și când vorbim despre eroi, mă gândesc la unul care a ales să umble cu Dumnezeu când toată lumea umbla cu altcineva. Vorbim despre Enoch. Când vorbim despre eroi, vorbim despre un om care s-a pus să construiască o corabie și toți ceilalți oameni îl numeau nebun, că face niște lucruri pe care nimeni nu le-a făcut și care nu și-are sensul într-o lume în care nu sunt oceane și nu sunt mări și nu sunt izvoare. Și nu este ploaie. La ce să mai faci o corabie? Deci v-ar conveni copilul dumneavoastră să umble pământ cu Dumnezeu? V-ar conveni ca și copilul dumneavoastră să fie considerat de toată lumea asta un nebun? Și să facă lucruri care n-au sens pentru lumea asta de acum? Mă gândesc la Avram, când vorbim despre Avram, copilul credinței.
Și el prima dată îi se arată credința prin faptul că Dumnezeu i-a poruncit: ieși din casa tatălui tău și din mijlocul familiei tale și du-te unde spun eu. V-ar conveni copilul dumneavoastră să-l vedeți că se desprinde din mijlocul familiei dumneavoastră, din leagul unde a fost crescut, și că e să duce prin China și prin Africa să fie pribeag acolo viață întreagă, să trăiască prin credință și hulit de ceilalți din jur? Vorbim despre eroii credinței, dar v-ar plăcea să fie unul ca și Isaac, aproape să fie jertfit de tatălui și izgonit de concetățenii lui în Canaan, mai apoi, când a spus pleacă de aici, de la noi, să-l vedeți că e un pribeag? M-aș duce mai departe. V-ar place copiii dumneavoastră să-i vedeți sub ochii dumneavoastră? Sau cum ar fi acum televizați că sunt pe arenele romane? Sau să zic așa, că ar fi acum în zona Asiei Mijlocii și că li se taie gâtul ca și eroi ai credinței? V-ați simți confortabil ca ai dumneavoastră copii să devină eroi? Aici îmi pun întrebarea. Că dacă v-aș întreba pe dumneavoastră acum, vă simțiți confortabil să vă ajungă copiii dumneavoastră doctori? Toți am fi cu mâinile pe sus. Dar să vă ajungă miniștri? Toți am fi cu mâinile pe sus. Dar să ajungă businessman, să aibă bani, să nu își bace genunchii și mâinile ca și noi la taile sau la painting sau știu eu la mai altceva, să fie businessman, să stea uite așa și când vrea să taie un cec de 10.000 de dolari, să-l scoată așa, să-l arunce numai la colectă. V-ar place? Toți am fi cu mâinile pe sus. Eu pun o întrebare. Dacă Dumnezeu ne-a dat copii în familie, acceptăm ca ai noștri copii să fie eroi ai credinței? Ca și mamă, să-l vezi pe copilul tău pe care l-a lăptezi. S-au investit în el atât. Să vezi că e prigonit, lipsit de toate, muncit. Exact cum spune la versetul 36 în capitolul 11. Prin crăpături și prin peștii remunților. Se vedeți că iau drumul ăsta așa către Flagstaff, dar nu iau pe 17 Nord, ci o iau așa pe lângă și caută tot felul de crăpături să se ascundă de toți homosexuali care o să înceapă prigoana? Vă convine? Vreau să vă spun, aceasta înseamnă un copil închinat Domnului. Aceasta înseamnă un copil închinat Domnului. Vă aduc aminte de un verset din Sfânta Scriptură. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, 3:12 din 2 Timotei, cum va fi? Copilul tău, dacă te rogi pentru el să fie pocăit, să fie credincios Domnului, așa cum s-au rugat acești doi păstori și au spus, Doamne, vrem ăștia să fie plini de credință și să rămână în casa ta. Cu alte cuvinte au spus, vrem ăștia când vine și toată lumea îi disprețuiește și îi înjosește, vrem să rămână mai departe în picioare și să nu se lepede. Ei, haide să vedem câteva lucruri în timpul care ne-a mai rămas despre acești eroi ai credinței. Știți că eroii s-au născut în familie, așa-i? Dar vreau să vă spun că eroii nu s-au născut în cele mai bogate familii. Eroii, cei mai mulți din eroi, 99.9 dintre eroi, nu s-au născut în casele împăraților. Cei mai mulți dintre eroi nu s-au născut în familiile bogate. Vă uitați la suta de dolari și vă place când cineva vă dă cash, când mai plătiți taxe, da? Și vă plătește cash, fain frumos, și când vedeți chipul, știți a cui? Spuneți dumneavoastră, ce e pe suta de dolari? I hope că nu m-am mâncat pe bani, că mai știți și ce-i scris pe ei. Franklin, da? Benjamin Franklin. Știți câți frați au fost ei? 17. 17. Știți al câtelea a fost? Știți câtă sărăcie a mâncat omul acesta? Știți care au fost cele 10 principii din viață de a ajuns la un moment dat să reprezinte, știu eu, United States și în Anglia și în Franța, ca să fie recunoscută de toate marile puteri, ca să se fondeze ca și stat? Știți că Hristos a fost prioritatea vieții lui?
Știți că s-a uitat la caracterul lui Hristos și i-a definit efectiv fiecare caracteristică și s-a ocupat timp de câteva săptămâni pentru fiecare dintre acestea să și le implementeze în viața lui? Noi ne bucurăm acum când vedem $100. Dar știți că Benjamin Franklin a fugit de la fratele lui care era tipograf prin faptul că îl bătea și din cauza bătăii a fugit de acolo și a mâncat pâinea sărăciei? V-am dat doar un exemplu. Știți ce vreau să spun cu lucrul acesta? Copiii și eroii se nasc în familii, dar trăim o perioadă în lumea aceasta în care suntem noi acum, în care familiile, mă iertați că vă place, că nu vă mai place, nu mai vreau copii. Îs pe principiul italian. Uno poco, due troppo. Unu-i prea puțin, doi-s prea mult. Dar ne place să vorbim despre un Moise, așa-i? Când vorbim despre Moise și-l avem pe paginile Sfintelor Scripturi, zice, bă, omul ăsta a fost un om a credinței. Înaintea lui s-a despicat Marea Roșie în două. I-a scos pe evrei din Egipt 10 plăgi, o nenorocit națiunea aia. Acum un imperiu întreg îngenunchiat de un om. Fiindcă vor reprezentantul lui Dumnezeu. Știți al câtelea a fost în familie? Întrebare. De cultură generală a pocăiților. Că dacă nu știm pe asta, sigur nici pe cealaltă nu știm de dincolo. Al treilea. A fost Aron și cu Maria. Și când a venit prigoana și a spus, știi ce, hai să întețim noi un pic cu persecuția asupra oamenilor, asupra evreilor, știi ce, orice copil de parte bărbătească să fie aruncat în il, să fie omorât. Și moșele, voi când îl vedeți că e de parte bărbătească, știi ce faceți? Strângeți-l așa un picuț de gât și l-ați nenorocit, îl omorâți. Ca să nu trăiască. Putea să zică femeia aceea, știi ce? Doamne, îți mulțumesc că ești așa de bun, mi-ai dat un băiat și o fată, e extraordinar. Thank you and period. Putea să spun așa. Astăzi, dacă Iochebed, mama lui Moise, ar fi gândit cum gândesc o grămadă de familii, acum, vreau să vă spun că pe paginile Sfintelor Scripturi nu mai era scris numele Moise. Fiindcă a spus, ațăt, doi, e basta. Dar femeia aceea a avut credință și a spus, știi ce, Dumnezeule, tu dacă îi dai viață, tu la copilul ăsta poți să-i și porți de grijă, să convinți. Și dacă îi să rămân însărcinată, vreau să spun, Dumnezeule, că dacă tu îi dai viața acolo în pântece, eu nu renunț la el. Și dacă ajung să-l și nasc sănătos și să-l văd înainte ochilor mei, n-am să chem nicio moșă să mă moșească, cum o fi, nu știu să cum să vă spun, cum o fi fost, I don't know. Dar vreau să vă spun că n-am să mă supun nici legilor guvernului care e aici. Eu vreau să-l păstrez pe ăsta. Până cât tu îmi dai putere. Ce s-a întâmplat de aici? E treaba ta. Dacă tu nu-i poți să porți de grijă, atunci o să moară. Dar dacă tu poți să-i porți de grijă, ăsta va rămâne cu viață. Vă pun o întrebare. A putut Dumnezeu să-i poarte de grijă? Așa-i? Doamne, oare mai este aici un Iochebed? Mai este aici un Amram care să spună atunci când rămâne soția însărcinată, știi ce, slăvit să fie Domnul. Domnul îi va purta de grijă și la ăsta. Vreau să vă spun că dacă nu primiți copii în familiile voastre, fără nicio reținere o spun, nici eroi nu o să vină. Nici eroi. Mi-aduc aminte de un alt exemplar extraordinar acesta în Sfânta Scriptură. Cântă Gianni frumos, nu vreau să te pun în umbră, dar omul ăsta cânta mai frumos. N-avea chitară, avea o harfă. Așa, cu 8 corde, cum era atunci, dar cred că e cu, acum e cu 6, de obicei cu 12. Avea vreo 8 corde harfa lui și începea să cânte. Și a ajuns să cânte un copil neînsemnat. Știți despre cine vorbesc? Cântărețul lui Israel, păstorul lui Israel, omul cu inima, după inima cui? A lui Dumnezeu. Iar apelez la cultura dumneavoastră generală.
Știți al câtelea era în familie? 7 mai vlăjgan ca și el și el al 8-lea, dintre băieți al 8-lea, fiindcă o mai avut cel puțin încă o soră, Chetura, da? Țeruia, care a fost mama lui Ioab și a lui Abishai și a lui Asael, cei 3 fii, care erau nepoții lui David. Deci cel puțin 7 au mai fost înaintea lui. Dacă femeia aceasta, familia aceasta spunea, știi ce? Băi, 3 copii ca și ăsta e ok. 4 copii, it's ok. 5, cam mult. 6, peste. E greu în lumea asta, doar aici să plătesc naștile lui ca și în Canada. Ok? Aici nu am înțeles că nu se dă alocație, subvenție pentru copii în Canada, cel puțin se dă. Și la vreo 7-8 copii o duci bine, mai ales dacă ai ajuns și la 9 copii, ai putea să stai acasă să te descurci. Dacă ai fi în Austria, de la 5 încolo poți să stai fără nicio grijă acasă. Dar aici, în America, știi ce, Doamne, nu merge. Aici vreau să spun că sunt prea mulți. Vreau să vă spun că în Israel nu le dădea nicio alocație. Ba încă mai trebuia să plătească o grămadă de impozite fiecare familie la cel care era primul împărat al lui Israel, la Saul. Dacă familia aceea n-ar fi acceptat copii, cel puțin 8, vreau să vă spun că astăzi despre jumătate, mai mult de jumătate din psalmi, nici n-ar fi existat în Sfânta Scriptură. Și o grămadă de profeții pe care Dumnezeu le-a spus despre Iisus Hristos prin gura lui David, astăzi nu mai erau pe paginile Sfintelor Scripturii. Fiindcă opreau copiii și nu se mai năștea David. Și atunci erau metode de a opri copiii. Stați liniștiți, să nu credeți că numai acum. O grămadă de leacuri băbești și de ierburi mâncate și pierdeai sarcina. Sau stăteai nu știu cum, nu vi le spun eu acum că nu vă interesează, I hope so. Oricum, ăsta e primul lucru ca să se nască eroi în familie. Când acceptați copiii, vreau să vă spun că acceptați potențiali eroi ai lui Dumnezeu, ai credinței. Și când refuzați copiii, refuzați oportunitatea de a se naște oameni al lui Dumnezeu în sânul bisericii. Ăsta e primul lucru. E fără 5 minute. Probabil că celelalte o să le lăsăm pentru o altă ocazie când vom mai avea în mijlocul nostru acest eveniment despre binecuvântări. Fiindcă în familie e drept. În familie s-au născut și predeședinți. În familie e drept s-au născut și miniștri. În familie este drept s-au născut și cei mai bogați oameni ai lumii. În familii s-au născut și eroii credinței, tot în familii. Toți aceștia s-au născut în familii. Dar, ca să fiu cât se poate de realist, vreau să vă spun că fetele care stau pe marginea drumului s-au născut tot în familii. Vreau să vă spun că hoții care au umplut pușcările și criminalii s-au născut tot în familii. Vreau să vă mai aduc aminte căci o grămadă ăștia care se numesc homosexual și diseară vom avea o primă parte dintr-o lecție despre subiectul acesta, s-au născut tot în familie. Și atunci îmi pun întrebarea, unde se face diferența când un copil poate să devină erou sau poate să devină epavă a societății? Aceasta vom vedea data următoare, dar acum este suficient să rămânem cu atâta. Eroii se nasc în familie și se nasc atunci când accepți să ai copii în familie. Iar al doilea lucru, care este foarte important, e să-l aduci înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu rostită astăzi peste acești copii, vreau să vă spun că îi urmărește toată viața, fiindcă e binecuvântarea la care a lucrat nu doar un păstor, ci la care a lucrat toată adunarea, care este adunarea lui Dumnezeu și peste care s-a cerut numele Domnului Iisus și s-a făcut rugăciunea numele Domnului Iisus. Și lucrul ăsta e unul dintre cele mai importante lucruri, fiindcă Dumnezeu, și probabil cu altă lecție o să discutăm noi despre ceea ce înseamnă spița ereditară, așa, pe linie genealogică, cum merge pe linie genealogică și binecuvântarea până la al miilea neam și cum merge pe linie genealogică și blestemul până la al treilea sau al patrulea neam.
sau la un copil născut din curvie până la al 10-lea neam. Și vom vedea cum lucrurile acestea, blestemul, se poate rupe în momentul în care vine binecuvântarea prin Hristos. Dar asta cu altă ocazie. Vreau să înțelegem până acum că ați făcut cel mai deosebit lucru, acceptând copii în familie dumneavoastră, din care ei sunt potențial eroi. Și vom vedea data următoare ce atribuții trebuie să aibă un părinte și până unde merge influența unui părinte în dreptul unui copil ca să ajungă un om al lui Dumnezeu. Acum ne oprim la aceste cuvinte, doresc să ne ridicăm în picioare și aș vrea cu toți împreună să înălțăm o rugăciune în care să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta de a sta în casa Lui, de a ne aduce odrazlele înaintea Lui și a primi de la Dumnezeu binecuvântarea peste copiii noștri. Cu toții ne închinăm Domnului. Sfinte Tată care ești în cer, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc. În numele Domnului Iisus Hristos, Tată, te laud, te glorific și te înalț pentru tot ceea ce Tu ești, Doamne. Pentru tot ceea ce Tu faci și lucrezi. Tată Sfânt din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru familia Curpaș și te rog să-i binecuvintezi pe el, soția lui și copiii lui, Doamne. Fie binecuvântați înaintea Ta. Mă rog, Tată Sfânt din ceruri, pentru Joseph, pentru Estera și pentru cei trei copii, binecuvântați să fie înaintea Ta, Doamne. Mă rog, Tată Sfânt din ceruri, pentru fiecare familie care a călcat pragul casei Tale în această dimineață, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste ei și ocrotirea Ta și arul Tău și îndurările Tale. Îți mulțumesc, Tată, pentru tot ceea ce Tu ai făcut. Faci și vei face. A Ta, Dumnezeu, să fie toată slavă și gloria de acum și veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă binecuvântăm încă o dată în numele Domnului pentru toți aceia care ați ales să fiți în casa Domnului în ziua de astăzi. Totodată vreau să vă aduc aminte pentru după amiază, începând cu orele 6, ne vom întâlni aici în casa Domnului și vom avea unul dintre cele mai, să spun așa, decăpătâi subiecte și actuale, Dumnezeu și guvernele. Și asta având în vedere decizia celui mai înalt for de decizie din America pe 26 iunie, când au hotărât și au redefinit familia și au legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Biserica are un cuvânt de spus și o atitudine, de aceea am și ales mesajul, i-am pus titlul mesajului de diseară, Dumnezeu nu se lasă intimidat de guverne. Va fi o primă lecțiune din cele două sau trei, vedem cum ne încadrăm în timp, cu privire la acest subiect care e așa de actual în ziua de astăzi, homosexualitatea, atitudinea bisericii față de astfel de acțiuni, atitudinea păstorilor, ce zice Dumnezeu despre aceste lucruri și care este poziția bisericii față de un astfel de act. Acum vă încredințez în mâna Domnului și vă aștept cu ajutorul Domnului să ne întâlnim de seară începând cu orele 18. Domnul Iisus să fie cu voi și să vă binecuvinteze. Amin. Adunarea este liberă.